Folosește codul ZAPI pe G2A pentru a obține o reducere cât ai zice NIEZ. Audi oricine ați fi și bine v-am găsit la întrebări stupide de pe tipul. Este o dimineață foarte, foarte frumoasă. Cântă păsărelele afară. Mi-am luat un bidon de apă plată aici cu mine. Și iar am sticla asta. Și nu înțeleg de ce. N-am aruncat-o episodul trecut. Vai, cred că m-am tâmpit de la pâinea aia prăjită cu margarină. Grea viața de YouTuber. Și încă o chestie, înainte de a începe, am să vă rog să-mi lăsați în comentarii întrebările pentru eu răspund. Pentru că n-am mai făcut de multă vreme și era și cazul să fac niște dezvăluiri foarte, foarte decente din viața mea. Mamă, dar n-ar mai trebui să stau așa de cocoșat, vai să-mi bag piciorul. Salut, am o problemă cam ciudată, acum o lună, cam așa, prietena mea s-a tăiat la mână din greșeală, iar eu ca să opresc sângerarea, i-am subt sângele și mi-a plăcut mult și după 2-3 zile aveam poftă să-i zic așa de sânge și am început să mă tai și să-mi beau sângele pentru a nu face răni pe corp. Încep să cumpăr pui sau pulpe de pui sau carne cu sânge și încep să beau sângele din carne și nu mă pot opri mereu că mi-e sete dacă nu beau puțin sânge pe zi. Oricâtă apă aș bea simt că mi-e sete. Cum aș putea să renunț și, deci, și ce efecte negative are acest aspect asupra mea? Dar fundă, la răspunsurile gen, du-te suge altceva că îți revii, dau raport. Wow, este report și pe TPU? Ok, înainte de a-ți recomanda clipul de pe vechiul canalul Codrin Bradea, cum să devii un vampir, vreau să te întreb ceva. De ce nu te-ai gândit să-i bei tampoanele prietenei tale? Să știi, treaba asta cu vampirii e foarte serioasă. Bună, mă numesc Alina. Câți centimetri are un penis la un băiat de 14? Da de 15, da de 16 ani. Ok, în primul rând, pe tine nu te cheamă Alina, te cheamă eu nu TZ. Cocala. Și în al doilea rând, vârsta e doar un număr, coada de mătură tot la fel rămâne. Am 10 ani și nu am iubită. E normal? Nu, nu e normal să n-ai iubită pe metin la 10 ani. Sau judecându-vă pe voi copiii care vreți numai iteme pe Metin 2, poate chiar tu o să fii iubita. Te întreb de ce n-ai iubită? Ei bine, nu știu, uite-te un pic la poza ta de profil, știu și eu. Hei, vă rog să mă ajutați, astăzi m-a îmbrățișat profesoara de franceză pentru rămas bun și din greșeală, după un coleg m-a împins spre ea, iar eu să nu cad, am pus mâna pe sâni. Ce să fac? Să nu faci nimic. Oficial ești un adevărat zapăr, ai pus mâna pe lumină, nu foarte mulți zapări ating acest nivel de elevare spirituală, felicitări, ai atins scopul nostru și anume țâțele. Singurul lucru care umple lumea asta, plină de războaie, foamete și labă de fericire. Chiar te rog să nu uiți de acea zi, pentru că acea zi te-a făcut pe tine bărbat. Au, au! Bă, parcă văd că unii dintre voi vă întrebați, bă, ăsta la cât e de retardat, o pus mâna pe țâțe? Păi da, uitați, eu am țâțe destul de mari. Mamă, ce textură gumoasă! Bună, de o bucată de timp mă excit foarte repede când îmi bag degetul în fund. Cum pot să revin ca la început cu excitarea, adică să dureze mai mult timp până mă excit? Ce pula mea! Și totuși, mă, un singur deget. Eu când eram pe clasa a doua, îmi băgam chestia asta de patron în cur. Și n-aveam nici o problemă. Dacă A egal cu B și B egal cu A, cât e ce, având în vedere că îmi place brânza? Ăsta e bacul la matematică într-o coajă de nucă. Copii, țineți minte, problemele astea la matematică și examenele la matematică nu o să vă ajute niciodată să fiți angajați la McDonald's. Credeți că este ok să mă masturbez la poze cu pantofi de damă? Dar dacă am fantezii cu minore de 6-12... Bă! Nu! De ce? Sal al, dacă îl iubesc pe Dumnezeu, sunt gay. Vă rog să răspundeți la întrebare cât mai repede, că vreau să știu. Bă, fierarul din map 2. Tu acum vrei să-ți mărturisești toate păcatele ce le-ai făcut pentru toți copiii preșcolari, mă? Câte iteme ai pușcat tu, câte suflete ai sfărâmat? FMS-ul meu!
Salut TPU, azi mi era foarte cald, probabil erau vreo 40 de grade afară, dar și în casă erau vreo 35. În fine, ideea e că era atât de cald încât m-am gândit să-mi introduc un mini ventilator în fund, pentru că îmi transpirase fundul rău de tot. Când a scos ventilatorul, gaura fundului meu avea o dimensiune ca cea a pumnului meu, poate puțin mai mare. Acum mă ustură rău de tot fundul, iar ventilatorul este murdar de rahat. Ce să fac ca să micșorez gaura fundului? Dau fundă. De unde Dumnezeu ai făcut rost de un mini-ventilator care să-ți încapă în cur? Bă, există așa ceva? Și totuși, cum ți s-a mânjit ventilatorul de căcat dacă ventilatorul suflă aer, nu aspiră? Îs curios și în ce poziție ai stat cu ventilatorul ăla în cur? Ai stat cumva întins în pat, în poziția misionarului și te misiona ventilatorul? Sau pur și simplu ți-ai pus ventilatorul jos și te-ai pus așa cu curul discret în el, pe un scaunel așa? Nici nu trebuie să ai gaura curului micșorată. Cu cât e mai mare, cu atât vei avea mai mult noroc în pușcărie, prietene. Crede-mă, sunt inginer. Dacă ejaculez în interiorul supraveghetoarelor, ele o să mă dea afară de la examen, ca un prezervativ ca niște maimuțe cărora le cresc fundul. Ce? Băiete, tu n-ai învățat pentru bac și acum ești în starea aia de frustrare încât nu mai știi ce zici și ai zis hai să pun o întrebare pe tâmpul, poate acolo voi fi apreciat. Ei bine, să știi că a funcționat, te apreciem, prietene. Cu toții avem fantezii cu supraveghetoare. Păi, auzi, și dacă o să ai supraveghetor, ce o să faci? Dacă faci lava des când ești copil, poți rămâne impotent sau se poate întâmpla ceva? Stai, mă, liniștit, mă, nu pățești nimic, treabă-mă pe mine, eu n-am pățit nimic. Deci, când îmi vine să mă beșesc, îmi pun degetul în cur și apoi îl duc la nas să văd cum miroase. Uneori când sunt la baie, îmi place să-mi bag sub apă degetul în cur cât mai adânc. Cum scap de aceste obiceiuri? Mă, tu ești foarte normal, știi de ce? Pentru că tu, practic, ești descendentul unui doctor din timpuri medievale, știi de ce? Pentru că, în timpurile medievale, oamenii care erau bolnavi erau puși să se beșească într-un borcan și apoi să miroasă beșina din borcan, crezând că asta o să-i vindece și funcționa. Deci înseamnă că tu, practic, duci tradiția mai departe, nu te opri din chestia asta, te rog. Mi-a zis prietenul meu aseară, lasă că-ți dau eu. Voi ce credeți că o să-mi dea? Probabil o să-ți facă o plăcintă cu cremă, dacă știți la ce mă refer. E posibil să scadă mărimea penisului? Păi dacă există dovleac scăzut, spanac scăzut, fasole scăzută, de ce să nu fie și pulă scăzută, hm? Salut, tâmpu, am 15 ani și sunt virgin, simt nevoia de a face sex, dar nu am cu cine să împart această experiență. Cum credeți că o pot face și cu cine? Sfaturi, vă rog. Țin să menționez că nu am prietenă. Duck Dodgers, tocmai mi-ai ruinat copilăria. Salut, tâmpu, am 10 și de fiecare dată când apare Violeta la televizor nu mă pot abține și mă masturbez. Cum aș putea să mă opresc? Dau fundo! Dumnezeu, deci copiii din ziua de azi au ajuns să-și dea laba pe Violeta. Și eu eram fericit că mi se scula puța când mă uitam la spioanele. Cam atât a fost din acest clip cu TPU și vă spun și de ce. Am strâns mult mai multe întrebări, însă ar fi ieșit un episod de 30 de minute și nu cred că vreți asta, așa că probabil o să mai apară încă un episod, mai mult ca sigur, o să mai apară încă un episod săptămâna asta sau poate chiar două. Așa că țineți-vă de scaune, pentru că Marius este pe cale să se beșească, nu serios, deci mă trece o căcare acum. Mamă, deci dacă ați ști cum îmi strâng eu bucile acum să nu... Nu uitați, dragii mei, să luați un Sfântul Graal și fiți pe fază că s-ar putea de săptămâni... Ce pizda, mă, seama, vine și să borăsc. Deci fiți pe fază că s-ar putea de săptămâna asta să fac și stream-uri de dimineață. Dați un follow acolo la canalul de Twitch și ne vedem data viitoare, prieteni. Marius vă pupă, vă mozolește. Foarte tare vă iubește. Totuși, mă, de ce dracu stau așa cocoșat în clipuri? Oare ar fi mai ok dacă aș sta așa? Wow, ce fain e să stai și să nu faci nimica! Am primit un mesaj pe Facebook, oare ce-o fi? Astăzi o să analizăm logica jocului Five Nights at Freddy's.